împreună cu un număr mare de colegi din partid și, și din colegii de alianță, l-am însoțit pe domnul profesor Robu și pe care candidează pentru funcția de primar în Timișoara și pe domnul Simonis, care candidează pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, să-și prezinte timișorenilor primele afișe din această campanie electorală. Partidul Național Liberal a decis, la nivel central, ca în județul Timiș, după câte știți, să avem o alianță cu Partidul Social Democrat la primăria municipiului Timișoara, unde cele două forțe politice îl susțin pe domnul profesor Robu, și la municipiu, unde cele două partide, așa cum spuneam, îl susțin pe domnul Alfred Simonis. În județul Timiș, Partidul Național Liberal candidează în 58 de localități pentru funcțiile de primar. În restul localităților, avem liste pentru consiliile locale. Excepție sunt 11 localități în care avem liste comune cu PSD-ul la consiliile locale și două localități în care avem liste comune cu PUSL-ul, tot pentru alegerile locale. Așa cum spuneam, în Timișoara, cele două partide îl susțin pe domnul profesor Robu și, cu tot respectul pe care noi îl avem pentru toți cei care s-au înscris pentru și candidează pentru funcția de primar al municipiului Timișoara, până la urmă, așa cum ați scris și dumneavoastră, bătălia este în principal între doi primari. Domnul profesor Robu, care a făcut atât de multe pentru Timișoara și are în continuare foarte multe proiecte de pus în practică, și domnul Fritz, care a mai spus, o spunem, chiar că n-a făcut nimic, condițiile în care a reușit totul să facă ceva, să mărească taxele și impozitele locale. Ba poate că, neplătind cărbunele, i-a lăsat și pe timișoreni în frig și a trebuit să vină mulhulitul guvern de la București ca să rezolve și problema căldurii în Timiș. Așa cum spuneam, cele două partide s-au aliat și pentru a asigura o stabilitate politică puternică în județul Timiș și suntem convinși că în Timișoara doar domnul Robu poate face această majoritate și, pe de altă parte, pentru a ajuta și Timișoara și Timișul în realizarea unor proiecte de anvergură națională în infrastructura de tot felul, nu numai cea de transport, care este cea mai vizibilă, dar pe viitor și în cea din zona culturală și sportivă. O să rog pe domnul Bușoi, președintele Asociației Municipale, să vă adreseze câteva cuvinte, desigur, domnul Robu, după care cred că cel mai bine e să vă răspundem întrebărilor pe care eventual aveți să le puneți. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, de domnul președinte Blaga, de domnul primar profesor Nicolae Robu. Suntem la începutul campaniei electorale și PNL Timișoara crede că acest minunat oraș, municipiu Timișoara, are nevoie de un restart. Orașul trebuie repornit și trebuie să-și recapete strălucirea și ritmul de dezvoltare din timpul mandatelor domnului Nicolae Robu. Din păcate, în timpul administrației Fritz, am putut vedea că am înregistrat pierderi la mai toate capitolele. Fie că vorbim de bani europeni pierduți, de oportunități de investiții pierdute, fie că vorbim de proiecte oprite sau de slabă administrare a treburilor curente, de la termoficare până la lucrurile simple pe care trebuie să le facă o primărie, cum ar fi curățenia orașului și întreținerea spațiilor verzi. Pentru cei mai mulți dintre timișoreni, o spun clar sondajele de opinie, este foarte clar. Dominic Fritz a fost un experiment nefericit. Un primar care a eșuat la toate capitolele. Partidul Național Liberal, împreună cu partenerul de la guvernare, Partidul Social Democrat, vin în fața timișorenilor cu un candidat bine pregătit, un profesionist în administrație, un om care a dovedit în activitatea sa profesională, academică, mandatul de senator și mai ales în mandatele sale de primar, că se poate ocupa atât de mari proiecte de dezvoltare, cât și de treburile curente ale primăriei Timișoara.
Nicolae Rogu este cel care poate face din nou Timișoara cel mai frumos oraș din România. Are experiență, are o viziune închegată, solidă despre cum trebuie să arate lucrurile în Timișoara, are determinare. Toți cei care îl cunosc pe domnul Nicolae Rogu știu că este un om extrem de sufletist, de implicat în absolut orice care, în ceea ce face. Este un om care își iubește profund orașul și care și-a dedicat aproape întreaga sa viață timișorenilor. Fie că vorbim de zona academică, fie că vorbim de zona administrativă. Un om făcut pentru serviciul public, care va ști să acorde în mod egal atenție tuturor cartierelor, tuturor zonelor, tuturor întreprinderilor și actorilor economici în mod egal. Aș încheia prin a spune că mai există un atu puternic pe care sperăm că timișorenii îl vor înțelege și îl vor aprecia. Pentru a putea ca acest oraș să renască, să implementeze mari proiecte de dezvoltare, să ducă la îndeplinire toate oportunitățile cu fonduri europene sau guvernamentale, e nevoie de un sprijin puternic la nivel guvernamental și chiar la nivel european. Iar guvernul coaliției, așa cum s-a angajat în mod public și veți vedea în continuare, în timpul de până la 9 iunie, președinți de partid, miniștri, lideri care își vor reafirma acest angajament, guvernul coaliție va acorda o prioritate deosebită Timișoarei, pentru că Timișoara merită, dar și pentru a recupera cei 4 ani pierduți cu administrația Fritz. Așa încât domnul Nicolae Rogu, cu echipa sa de consilieri municipali, în parteneriat cu domnul Alfred Simonis și cu echipa comună de consilieri județeni, cu sprijinul parlamentarilor, europarlamentarilor, executivului de la București, pot crea condițiile necesare pentru revenirea Timișoarei acolo unde este locul și acolo unde merită. Sunt multe de reparat, multe proiecte de resuscitat, dar împreună putem face toate aceste lucruri. Pe 9 iunie, timișorenii îl pot trimite acasă pe Dominic Fritz, care nu a făcut nimic, care i-a mințit, și să readucă în primăria Timișoarei un gospodar, un primar competent și priceput. Mulțumesc! Da, mulțumesc domnilor președinți. Sărmâinile, bună ziua tuturor! Iată-ne intrați în campania electorală. Peste o lună, soarta Timișoarei va fi în mâinile noastre, ale trăitorilor aici, ale celor care chiar iubim orașul, chiar ne pasă orașul nostru. Vom avea de optat între a continua declinul în care se zbate orașul nostru de 4 ani sau a-l smulge din acest declin, a-l repune pe o orbită sănătoasă, pe una demnă de potențialul lui, pe una pe care să strălucească așa cum a făcut-o altădată. Cred că ne-a fost rușine tuturor când am văzut Timișoara mediatizată cu gunoaie, cu buruieni, cu trandafirii ofiliți, uscați, practic, în parcul rozelor, din 7 până la 10 mii de fire. Sigur, găsești 100 care arată bine. Poți, dacă vrei să manipulezi, să mergi să le fotografiezi pe acelea. Ne-a fost rușine și ne-a durut sufletul când am văzut bolnavi suferind de frig în clinica de oncologie, când am știut că mii, zeci de mii de, fapt, de copii de-ai noștri nu pot face școală, stau acasă, ceea ce nu s-a întâmplat într-un alt oraș mare al țării, iar alții merg la școală și vedeam în imagini de dumneavoastră, jurnaliștii, luate cu mânuțele sub mânecă pentru că înghețeau degetele de frig. Cred că nu ne-am simțit deloc confortabil atunci când am aflat că orașul nostru are de plătit amenzi de 35,5 milioane euro, caz fără precedent în istorie. Recent, eu numai ca aspirant la funcția de primar, nu m-am simțit deloc confortabil când în sfârșit am aflat că la Colterm datoriile au fost duse la 700 de milioane de lei. La 700 de milioane de lei.
Ați auzit pe cineva să conteste această sumă? Eu știu că pare neplauzibilă. E pura realitate. M-a durut sufletul când am văzut că atâtea și atâtea proiecte, dintre cele pentru care eu cu echipa pe care am condus-o, că numai printr-o muncă de echipă poți să faci lucruri serioase, am muncit enorm, ne-am asumat răspunderi, au fost ratate, jumătate din fondurile europene sunt pierdute, veți vedea că vom dea publicității, poate chiar astăzi, un document oficial. Pentru că se pare că ce pun eu pe Facebook, deși scriu, garantez că sursa este Agenția de Dezvoltare sau Ministerul Finanțelor, totuși nu e luat în seamă. În fine, avem opțiunea să mergem pe acest drum mai departe, prin care tot de așa ceva să aibă parte Timișoara, un drum în care orașul să nu strălucească nici măcar în anul în care are șansa, odată în viață, cum se spune într-o formulă consacrată, de a fi capitală europeană a culturii. Vrem să ne pierdem un derizoriu? Să vedem că în continuare laudele sunt cu lucruri demne de un sătuc și acela uitat de lume, nu unul prosper? Sau vrem ca orașul să-și valorifice potențialitățile, să devină din nou curat, frumos, demn de apelativul de oraș al florilor, cum a fost cu câțiva ani în urmă, cu proiecte mari, cu fonduri europene atrase, nu pierdute, pentru că administrația Robur n-a pierdut fonduri europene, ci a lăsat contracte de finanțare pentru 570 de milioane, pentru proiecte în valoare de 570 de milioane de euro. Vrem dezvoltarea afacerilor mici, mijlocii, corporatiste. Nu facem distinție, susținem mediul de afaceri în totalitatea sa. Este important ca ce se întâmplă în unitățile respective să fie de bine pentru oraș, să ofere locuri de muncă bune, stabile, bine plătite, să nu ne polueze, evident, și vrem să ne bucurăm de tot ce are orașul nostru, de parcurile sale, de această minunată zonă pietonală, zonă dedicată organizării de evenimente, găzduind în ea evenimente deținute, evenimente frumoase, evenimente elevate. Ei, e momentul deciziei în 9 iunie. Eu am încredere că timișorenii nu se vor mai lăsa păcăliți și de data aceasta e ușor de înțeles că în 2020 oameni de bună credință au putut crede în ceea ce li se oferea printr-un ambalaj foarte bine construit de specialiști, dar între timp au văzut că dincolo de ambalaj nu-i nimic. A apărut și această formulă, care văd că prinde la timișoreni, pentru că e conformă cu realitatea. Dominic n-a făcut nimic. Păi, ce? Dar se întrebe primar să dea cafele la 7 dimineața în stații, să dea pixuri, brichete și mai știu eu ce, înainte de intrarea în campanie, te apucă râsul. Dar este râsul plânsul, de fapt. E trist. E trist că a putut ajunge primar un asemenea personaj și, sigur, e o luptă, așa cum spunea și domnul președinte Blaga, dusă între un asemenea personaj, cum să-i spun altfel, și subsemnatul care mi-am făcut o carieră cu muncă, cu cinste, cu corectitudine, cu dedicare. Eu vă mulțumesc și aștept întrebări. Domnul președinte, la Dumnezeu. Vă rog, bună ziua. Nu este chiar atât de complicat. Deși la prima vedere pare. În primul rând, o spun de la început. Noi suntem într-o alianță electorală cu Partidul Social Democrat și atât. În consecință, ne respectăm angajamentele și am făcut această alianță pentru stabilitate și pentru a putea ajuta împreună la a dezvolta cât mai mult Timișul și Timișoara în special.
Nu o să mă puteți contrazice. Din păcate, eu sunt un produs al Timișoarei. Aici mi-am făcut facultate, aici m-am format ca om. Dar nu pot să nu observ că i-a rămas, din nefericire, cel mai puternic centru economic al României după București, chiar și în condițiile astea, a rămas în urma altor orașe din vest. Până acum spuneam mai din vest. Și tot dădeam exemplu, Clujul și Oradea. Ei, acum vă garantez că din nefericire rămâne și urma Craiovei. Deci eu ne primim așa de sus pe Craioveni, da? Și Craiova n-are autostradă, dar are și o stradă rapid de azmene, gata, dar tot autostradă e. Și spre deosebire de noi, de Timișoara, are și stadion, are și sală de sporturi, are de toate. Deci am putut această alianță și lucrurile astea le vom explica. Pe de altă parte, suntem două partide de sine stătătoare. Bineînțeles, exceptăm spus Timișoara și județul, primăria, Consiliul Județean, Consiliul Local de la municipiul și de la județ și 11 localități în care așa au dorit primarii noștri sau ei lor să aibă liste române la Consiliul Local. Nimeni nu le-a impus. Au liber. Nu există nicio astfel de obligație. În rest, vom fi în competiție elegantă, constructivă cu colegii noștri de la PSD. Și sunt curios că și la rândul lor vor proceda așa, pentru că și au nevoie de voturi din partea susținătorilor Partidului Național Liberal, pentru că, vedeți, noi candidăm în localități care sumează aproape 550.000 de oameni, și vreo 546.000 din locuitorii județului Timiș, pentru Partidul Național Liberal. Și mai vreau să fac o precizare, pentru că n-aș făcut-o dacă n-ar fi deranjat puțin. Am avut-o, să vă spun prima dată, dar aseară au avut aici loc niște evenimente pe care noi le dezavuăm. Noi suntem de acord cu modul de manifestare al aurului și a celor din alianță cu ei, aspru, necivilizat, obraznic, în general, dar într-o campanie electorală, cu atât mai mult. Deci nu suntem de acord cu manifestările de aseară care au avut loc împotriva candidaților aur și ale aliaților lor. Pe de altă parte, nu putem fi de acord cu minciunile celor de la USR. N-avem nicio treabă cu manifestările de aseară. Deci, mincinosul domn Friceai lui, să-și bage bine la cap că nu avem nicio legătură cu cele întâmplate aseară și, de fapt, nu ne miră modul în care reacționează. Am văzut și lansarea lor națională de la Olimpia, de la Saul Olimpia. Sigur, o regie bună, jocuri de lumină excepționale. Cam puțin oameni în sală și foarte puțin timișoreni. Deci un partid mic, care doar minte, care nu construiește și n-a construit în viața lui nimic, puteți să-mi spuneți în țară ce au făcut constructiv de când există, care s-au bazat pe lozinci, vorba aia, DNA să vină să vă ia, dar ei candidează fără nicio problemă cu Voiculescu, nu? Băiatul turnătorului la securitate Voiculescu, nepotul securistului Voiculescu, ba, candidează și cu doamna Clotilde, vorba aia cinstită ca lacrime și așa mai departe. Nu aș fi avut aceste declarații destul de aspre, dacă, repet, nu ar fi fost deranjant în condiții în care noi spunem că nu suntem de acord cu manifestările celor de la AUR și ale aliaților lor, că de altfel poate nu putem fi de acord nici cu minciunile lui Fricialor lui. Și eu. Care e diferența între alianța de acum și USR 2012? Raportat la sprijinul care va veni pentru Timișoara. Adică atunci de ce n-a venit? Sau atunci de ce n-a întrebați-i pe cei de atunci. Deocamdată știu ce se întâmplă acum și ați fost martor și dumneavoastră. Eu nu pot să nu... Eu acum, întreaga mea carieră politică a fost construită pe competiție cu PSD-ul și nu mă puteți acuza nici prin ieșiri publice ca și un mare fan al Partidului Social-Democrat. Dar nu pot să nu observ realități. Mă uit la domnul Grindean, un ministru al PSD-ului, de aici, din Timiș. Din nefericire, noi, PNL-ul, n-am reușit nici măcar un secretar de stat ca lumea din zona asta. Asta, în sfârșit, e în curtea noastră, ca să spun așa. Un terminal nou la aeroport, de care ne bucurăm toți. Văd că centura merge mai departe și văd că și alte obiective de investiții au fost anunțate, inclusiv de către guvern aici. Nu prea am văzut lucruri de genul ăsta în 2012 și după aceea. Ce se întâmplă din punct de vedere politic cu filiala PNL Cluj după 9 iunie? Ea
ca orice altă filială din Partidul Național Liberal, va urma drumurile normale. Noi o coordonăm interimar. Am acceptat acest lucru, eu cel puțin, pentru că datorez multe acestei filiale. Să nu uităm mult de tot, pentru că să nu uităm că în 2016 și în bătăliile interne din 2010-2011 din partidul de atunci, postul PDL, filiala a fost tot timpul alături de mine. Și de aceea, în momentul în care colegii au solicitat ajutorul, am venit fără să clipesc, ca să zic așa. Deci își va urma drumurile normale, vor fi alegeri ca în orice altă organizație, pentru toate funcțiile disponibile, da, mai avem până atunci. Deocamdată, alea sunt probleme care ne interesează pe noi. Acum discutăm despre alegeri care interesează cetățenii județului și ai municipiului. Dar vor fi alegeri democratice ca în toate celelalte organizații din țară. Nu este doar ea în situația asta, mai sunt organizații. Iar, conform regulii pe care au reușit să o impun din nou în Partidul Național Liberal, oricum ultimele 10, cu nu cel ultimul 10 organizații ca performanță se desfințează, ca să nu mai fie discuții. Da? Da. Deci, 10, așa a fost tot timpul. Alegerile vor fi anul ăsta înainte de parlamentare. Alegerile interne, zic în fiala. Nu e grabă. Hai, nu e grabă. Hai să vedem cum performăm. Ați spus senatorul de Timiș, vă mulțumiți? N-am nicio decizie luată în acest sens. În general, nu de Timiș, de a candida la alegerile, generale. O să vedem. Să candidați la parlamentare? Am același răspuns ca domnul președinte Vlada. Suntem aici să facem treabă, suntem aici să-l susținem pe Nicolae Robu. Și la Consiliul Județean pe domnul Simonis. Pe domnul Simonis la Consiliul Județean și bine. Mulți colegi primari de la Bucovina și până la toate celelalte localități din județul Timiș. Și pe mine mă leagă ca și pe domnul Blaga și pe mulți alții partea de formare profesională. Știți că am studiat aici, mi-am început cariera politică aici, am mai reprezentat o scurtă perioadă județul Timiș în Parlamentul României, înainte să plec în Parlamentul European. Cu domnul Blaga, pe care îl respect și îl apreciez foarte mult, am lucrat foarte bine în Parlamentul European, am fost amândoi în Comisia ITRE, am venit să facem echipă pentru PNL Timiș. Ce va fi după aceea rămâne de văzut. Oricum, și în filialele interimare și în cele neinterimare, statutul PNL spune clar că după un ciclu de alegeri, adică după alegerile parlamentare, urmează alegeri de la comună până la nivel național și dacă înainte se va întâmpla altfel, e o decizie care va fi luată. Deocamdată nu e o discuție și preocuparea noastră la PNL Timișoara este să ne mobilizăm pentru a-l sprijini pe domnul Robu și evident pentru a duce și voturi către candidatul pentru președintele Consiliului Județean, domnul Simonis. Restul urmează să fie stabilite mai târziu, inclusiv ce se va întâmpla la parlamentare. Aș vrea să vă întreb despre sondaje, pentru că le-ați invocat dumneavoastră mai devreme. Ați spus că potrivit sondajelor Dominic Fris a fost un experiment nefericit. Ce sondaje invocați concret? Nefericit. 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 Aici s-a auzit fericit. Am spus că cu siguranță nefericit. Au fost de-a lungul ultimelor luni anumite sondaje care au fost făcute și la care am avut acces. Urmează probabil să facem ceva și în perioada următoare, deși suntem cumva în linie dreaptă. Am văzut în sondaje o puternică nemulțumire față de performanțele lui Dominic Fritz. Oamenii conștientizează că nu a folosit toate oportunitățile de fonduri europene, că orașul nu arată mai bine decât arăta înainte, dar sunt sondaje interne sau la care am avut acces și care nu vi le putem dezvălui. Domnule Blaga, spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă în acele localități în care Alinica va obține un scor mai bun decât candidatul PSD-PNL al Frenzumării? Mă întreb asta pentru că sunt primari PNL care au rămas în PNL, nu au trecut la Forța Dreptei, dar care spun că nu îl vor susține pe Simonis. Da, știu exact acest limbaj folosit în toată țara, de fapt, de domnul Orban și în Timiș de Nica. Că rămâneți voi acolo, că vom face noi treabă și vom fi înapoi în PNL. Eu le-am spus și ieri colegilor mei, în care am deplină încredere, ca să nu fiu rău înțeles,
Și de aceea am apreciat poziția primarului din Dudești, noi. Chiar dacă a venit în ultima clipă, că a crezut el că nu mai putem noi pune candidat, și nu ne-a interesat, are candidat PSD-ul acolo, noi avem listă completă de plată pentru Consiliul Local, în Dudești, noi, și ne-am spus, domnul, și le spun și prin intermediul dumneavoastră, să nu fie nicio reținere, domnul Tăricianu a plecat elegant din PNL și și-a făcut partid, ALDE. I-a trebuit un deceniu să revină în PNL, ca să nu fie problemă. Deci îi spun și domnului Nica și altora care eventual s-ar gândi să gândească ca domnia sa, că poate nepoții lor vor reveni în PNL, ei nu. Ca să nu avem astfel de apreciere. Și mai am răspuns la întrebare. De aceeași dată vor avea și primarii liberi? Eu cred că nu vor fi astfel de cazuri, dar eu v-am răspuns acum, dacă dumneavoastră sunteți cel puțin mai mult mai inteligent decât mine. Deci înțelegeți tot ce am vrut să zic. Domnul primar, credeți că va avea loc totuși o întâlnire Dominicuț Nicolae Rău în această campanie? Eu îl tot invit, îl provoc chiar la astfel de întâlniri de mult. Nu cred că îndrăznește să vină, pentru că acolo nu-i mai merge cu toate minciunile astea care, nu știu, merg în zona patologicului. Îmi pare rău că trebuie să folosesc termenul. Eu așa ceva n-am pomenit. Acolo discutăm pe cifre, că eu mă duc cu un dosar în care am scoase date despre tot ce s-a întâmplat în oraș în această perioadă. Și din evidențele primăriei, și de la Agenția de Dezvoltare, și la Curtea de Conturi, din rapoarte unele, de la Ministerul Finanțelor, și nu mai merge cu vorbăria și cu toate manevrele astea de a ambala minciuna încât să o facă plauzibilă. Și eu scot dosarul și spun, domnule, stai să vedem, proiectul care? Cu tare, ia să ne uităm, ăsta e documentul. Nu mai putea să nege nimic. Voi scoate în evidență incompetența lui totală. Pentru că omul e total depășit, credeți-mă, e total depășit. Nu va îndrăzni. Dar când îndrăznește, nu pot decât să mă bucur. Abia l-aștept. Ați lansat și invitații pe cale oficială sau doar așa? Nu, oficială, că nu avem noi relații oficiale. Dar și astăzi, uitați, acum lansez o invitație. Am lansat-o în nenumărate apariții și pe pagina mea de Facebook și la diverse posturi, și la TVR, și la Tele Europa Nova, și la Tele 9 TV, Tele 8 TV, pe unde am avut, la podcasturi, pe unde am avut acces. În permanență am lăsat. Au fost chiar emisiuni, podcasturi la Sursa de Vest, și am scăpat din vedere, mai știu eu pe unde, așa, la Ecopolitica, unde a avut scaun. Pregătit. Invitația a fost făcută pentru amândoi. Ei, scaunul lui a rămas liber. Ce pot să fac mai mult de atât? Mulțumim. Vă mulțumim, dacă nu mai sunt. Și oricând vă stăm la expoziție, știți bine, în orice moment. Și o zi bună și scuzați-l, Hristos a înviat, că asta am uitat. Hristos a înviat. Da, Hristos a înviat, adevărat. Da, acolo e, da. Eu merg oriunde, dar nu...